Andrei, am 33 de ani și sunt și ce ai făcut în ultimele două luni? Nimic. Am stat în casă, practic. Păi nu toată lumea a stat în casă. Eu am rămas fără muncă și am stat în casă. Păi cum așa? Păi din cauza pandemiei, sunt bucătar și bucătăria mea s-a închis. Bucătar? Da. Amator. Am de învățat. Stai, lucrezi ca bucătar sau nu? Lucrez ca bucătar, da. Deci nu ești amator. Așa mă consider. Unde lucrezi ca bucătar? La Ceaunul Crăpaț. S-a deschis cu o săptămână înainte de pandemie și după aceea s-a închis. S-a închis, instant, da. Mă. De cât timp ești bucătar? Aproape 6 ani. 6 ani. Da. Am început în Cipru, okay. Jumătate de an, în Anglia 5 ani aproape și după aceea și în România puțin. Și înainte de Cipru? Înainte de Cipru mi-am făcut viața. Adică n-am muncit, n-am astea, da. M-am distrat. Viața. Cum dracu să te distrezi dacă n-ai un job? Aș putea să te învăț, dar nu mai știu nici eu acum. S-au mai schimbat vremurile. Păi deci, eu pe vremuri când n-aveam job, era tristețe, n-aveam bani, n-aveam... Faci bani. Pe cum faci bani? Nu știu. Păi povestește-ne acum, cum făceai bani? Te mai împărteai un telefon, o una, o alta, o... alte chestii, în fine. Am învățat de când eram atâta de la aia mai mari din cartier, că anii 90 în București au fost dificili. Da, a fost junglă în București. Și în anii 90 era greu să fii copil și să n-ai știut de niciuna toată ziua. Mai vedeai pe câte unul cu măsa ta sub de mână, mai era și câte unul care își permitea să-ți ia și lua un suc cu astea, să stai pe lângă el, ce să faci. Nu eram mai mulți care n-aveam. Mai mulți erau mai mari ca mine, eu fiind mai mic, umblam pe lângă ei, mă trimitea la un suc, la oaia, mă trimitea să stai aici, deci tu de 6, vezi că faci aia, vezi că vin, îți dau ăla, îl car tu până acolo, că ți-l pătind, dacă te prinde, nu pățești nimic, că ești minor. Eram ăla, săgeata, să zic așa. Mă, mare parte furturi, să zic. Se fura pe vremea aia. Furam și noi ce apucam. Mai un casetofon, mai o brățară, o chestie, o altă. Pe la 13 ani, să zic, am fost chemat primar într-o secție de poliție. M-a întrebat la câți ani am, mi-a zis câți ani am. M-a mai întrebat un alt, i-am zis, nu știu, habar n-am. Și m-a lăsat în pace. Tot pe la anturaj am dat din la câmpuț. În 2000, mai clubăreală, mai pierzi nopți, mai consumi una alta. Am avut și o perioadă în care mă preocupam să consum o chestie sau alta și până să renunț am tras destul de mult într-o direcție greșită. În 2013 mai împărteai una alta, mai o substanță, o ceva, știi, nu foarte nasol, dar totuși o faci. Și îți dai seama, am fost și eu prins. De fapt, n-am fost prins, am fost turnat de o persoană foarte apropiată mie, ceea ce e și mai nașpa. Și am stat pe arest 6 săptămâni și cam aia. Da, e foarte nasol, foarte nasol. Da, am avut noroc. Decizia a fost 2 ani cu suspendare și 3 ani de reintegrare. În total 5 ani. Nu am lăsat-o să mă distrugă, să fiu sincer, știi? A fost o chestie care la sfârșit am zis, zic, hai că am trecut și până asta. Am luat-o constructiv. Am zis că așa pot să mă schimb eu. Și de atunci am început să-mi îndrept viața și bucătăria, pot să spun că mi-a dat o portiță de intrare în lumea normală. Ceva de făcut pentru restul vieții. Ceva care să-mi placă, ceva care să mă pasioneze și să las prostiile în spate. Te-ai făcut bucătar până la urmă? Da. Nu știu cum se cheamă preparatul ăsta al tău, o supă de scuși, nu știu dacă este o supă. O mizerie. Așa să-i zicem. Da. O mizerie. Da. Așa se rămâne. Da. Cred că e prima oară când pun în farfurie midi, gata, știi ce zic? Ai auzit discuția pe care am avut-o cu Cătălin? Da, 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 știu. N-ai știu, cum asta, asta ziceam că eu acolo o săptămână am fost și am scos pe ei din mare. Dar bine, pentru nu vânzare. Nu te ceartă nimeni, dacă ți le mănânci singur. De ce ai venit la noi? În primul rând am venit pentru Scărlătescu să-i fac scoicile? Niște scoici. Pentru că am venit odată la plajă unde lucram eu la mare aici cu schijetul, a băut repede o bere și a fugit până unde, s-a apuc să-i pregătesc. În Mamaia Nord, cu 2 ani. Unde lucrai schijet? Acolo? Era un bistro bar pe plajă. Tu vrei să-i faci scoici? Da, eu când l-am văzut că a venit să bea o bere, i-am zis la un ospătar, stai lângă mine, îi fac repede o porție de scoici, o duci la masă, vreau să știu ce părere are.
până să le fac a și plecat. Adică a dat-o peste cap și s-a dus. Zic, a, bă, așa se era set, era set. Și de da, era și vară, na, îl înțeleg. Și după aia am zis, hai că ce să fac acum? Trebuie să aflu o părere pertinentă până la urmă, știi? Și cum? Vin în fața șefilor aici să-mi zică. Ți-ai zis eu, mă, că e unul care vrea la Festivalul Scoicilor? Nu, nu vreau. N-am nicio treabă. O să ajungi să mă rogi să vii la Festivalul Scoicilor. Dacă se crede-mă, fac bani, te rog de acum. Bineînțeles că te-am luat degeaba, Dumnezeule mare. Am înțeles, ai vrut să-i faci scoici, nu scălătescu. Nu mi-a ieșit ce a trebuit. Asta e altă discuție. Da. Acum, cred că nu are sens să te mai întrebăm din ce echipă vrei să faci parte. A ta. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta, tata! Nu, că el e prea haos și el e haos, tu ești mai chill decât. Da, asta pentru că tu ești haos. Da. Mă, că am nimerit aici. Păi, dar nu stai locului, frate, de 10 minute de când ai intrat. Am emoții, ce vrei să fac? Stai drept. Și atât. La tine problema nu e gătitul. Tine problema e atitudinea. Și se simte în farfurie. Pentru că te aștepți ca lucrurile să fie pe tav. Înțelegi? În momentul în care vezi că nu ai ce ai cerut, adică scoicile alea bune, în cochilie, te demoralizezi și îți bași picioarele. Și atunci asta e o problemă. Pentru că nu întotdeauna îți găsești ingredientele de care ai tu nevoie. Cred că ar trebui să lucrezi un pic cu tine, să fii un pic mai disciplinat. Știu. Nu prea sunt disciplinat de tot, dar nu prea. Și atunci cum ești tu bucătar dacă nu ești disciplinat? Îmi place să fiu împins, să fiu forțat, să fiu pușat așa. Da, da. Așa îmi place să fiu. Cum dracu să te forțezi eu mâine pe tine dacă vii la mine în bucătărie? Tu vii și spui, dacă mie nu-mi dați apa caldă, eu nu știu să fac ceai, dacă mie nu-mi dați nu știu ce cartofi, eu nu știu să-l curăț, dacă n-am... Dar nu poți să faci o comparație. Că eu dacă lucrez pentru tine și tu mă pui să fac ceva... Câți ani ai? 33. Știi câți ani am eu de bucătărie? Probabil... Puțin mai mult decât ai tu. Ia uite. Să nu uiți ce spun acum. Eu ca tine am fost, tu ca mine, urmează să fii. Poate, sper. Să sperăm? Sper. Dar... Nu neg. Mi-a plăcut, bă, spui. Băi, mersi. De ce? Sincer, nu mă așteptam. Adică... Eu nu prea mai folosesc cuvântul ăsta când vine vorba despre mâncare, dar... E o mizerie. Nu, mersi frumos. Chiar e o mizerie. Bă, mersi. Ăsta, micu, o mizerie. Vezi că la tine în echipă vreau, dar asta nu. Ia-ți el, spală-te cu el pe cap. Deci ești fraierică geamantan, prietene, pentru mare că este... Mai are mult până acolo, să știi. Până este o farfurie mai bună decât crezi tu. Posibil. Mai bună decât ai fi făcut-o dacă aveai scoici în cochilie. A, și n-am făcut-o, mulțumesc. Am făcut-o ușor picant, am auzit comentariul, nu e ca deloc. Să poate și domnul. Crede-mă că poate eu mănânc. Puțin. Ăștia doi mănâncă picant ca la nebun. De... Eu mănânc mai puțin picant. Așa. Mulțumesc mult. Hai, ne vedem. Paralelii. Mi-e plăcut ești. Da, paralelii un pic, da. Și surprins și fericit în același timp. Nu mă așteptam și chiar nu credeam că o să-mi creeze o bucurie așa mare, sincer. Tătico, o să-l iau cu mine, o să dorm cu el în seara asta. Totuși sunt un bucătar decent. Deși eu nu credeam asta despre mine, cuțitul ăsta mă face să fiu mai încrezător în forțele mele, sincer. Îmi dă încredere că eu sunt mai bun decât crede că sunt. Sezonul 8 la cuțite intră în viteză de croazieră. Ape limpezi, cer senin, să vedem ce corăbii ne mai vin. Palamință David Florin, premium, șef la cuțite. Visele la mine devin realitate. Fac pariu, câștig sezonul. Astăzi voi prepara pule baschez, adică pui cu ardei, cu ceapă, cu chili, măsline, pe care îl gratinez la cuptor. O rețetă a șefului Florin Dumitrescu, văzută de la el, să vedem dacă își va da seama ce o să pregătesc și dacă își dă seama că e rețeta lui. Am școala vieții puțin, am trăit și eu, sunt rom până la urmă, mă mândresc. Mie nu mi-a fost niciodată rușine pentru că sunt rom. Am o familie foarte numeroasă. Nu cred că încăpeau toți în platoul ăsta. Iubita mea nu este din Roma pentru că eu nu am acele obiceiuri, cum sratul la 12 ani. Nu suntem o familie din aceasta de romi. Noi nu suntem cu cămăși, cu fuste. Să o punem pe iubita mea să poarte fuste, pe mă și bate. Încercăm să fim mai cizelați, să ne adaptăm timpurilor din ziua de azi, să nu arătăm că suntem acele persoane pe care lumea îi arată cu degetul și spune ăștia sunt niște romi, ăștia fură, ăștia fac numai prostii. Nu, vreau să arăt că și romii poate să învețe și poate să ajungă undeva în top. Sunt campion internațional a două concursuri de bucătari de vârsta mea și puțin mai mari. Am venit să demonstrez că nu am titlurile acelea degeaba.
Am fost cel mai bun la învățătură din școala mea, am ieșit șef de promoție, am fost olimpic și eu am ales asta pentru că asta mi-am dorit de mic și așa arde foc ăsta mea a bucătăriei. Vorbisem deja să plec la facultate în afară, dar din cauza acestei pandemii nu mai pot să plec. Și aș vrea să deschid acolo o afacere cu bucătărie românească reinterpretată. Dacă mă chinui, scot preparatul în 20 minute. Aici așa, mă joc, că dacă eram la muncă și vedeam ăla de bonuri, dar vreau să fac și puțin spectacol acolo, cu tigăile, cu ales. Să văd, mă văd eu la camera așa, să stau puțin cu camera, cum îmi place mie. Nu vă vine la cameră? De aici e punctul bun? Am avut o funcție mai mare în bucătărie, dar nu în acte, pentru că sunt minor. Eu dădeam verdictul să iasă farfurii afară. La vârsta de 16 ani, să ai o bucătărie în gestiune este puțin stresant, pentru că te gândești că nu trebuie să greșești. M-am luptat și m-am putut să fie totul exact cum trebuie, ca la carte. Să am o bucătărie curată, să am o debară curată, totul să fie curat. Lăsăm concurentul și ale sale. Ce? Ce e asta, dragul? Nu știu, dar promit că o scot de aici să văd ce e. Dacă poți. Ai reușit. E un pui cu ceva. Nu știu rețeta. Pui baschez. A prins-o! Dar cred că lipsesc caperele de aici. În rețetele mele de la Lidl am dat-o de câteva ori pe asta. Da, e prima rețetă pe care am învățat-o în bucătăria profesioniști. Mai lipsesc chestii de aici? Aia. Ardeiul tăia prea mare? Mi-a dat cu el în cap. E un puști care a intrat acum în bucătărie. Tânăr și liniștit. Salut! Uite-mă, puștulică. Mă numesc Valamuță David Florin, am 17 ani și sunt elev. Am venit să prezint rețeta șefului Florin. Am avut mai multe, dar să o aleg pe al lui. De ce? Am venit să arăt că tineretul nu a uitat de bucătărie și că vreau să ajung la un nivel mare, să ajung poate mai mare ca dumneavoastră, dacă nu sunt puțin obraznic. Cine te oprește? Păi să știi că e cel mai bine. David. Da, da. Cătălin are deja statuie. Ură. Ești elev? Da, sunt elev. Sunt clasa 12. Unde? La Colegiul Economic Viilor. Ok, și hai, practic, tu din Viilor ești... Tehnician în gastronomie. De ce ai ales meseria asta? Pentru că mi-a plăcut de mic. Și părinții ce au zis? S-au bucurat așa oarecum. Frați mai ai? Da, mai am un frate mai mic. Și? A zis eu lui, la mulți ani, frățelul meu. Te iubesc. La mulți ani. Mulțumesc, Sărona. Nu te uiți, mă. După fraxul, a zis. L-a pupat, mă, la cameră, l-ai pupat, da, la cameră acolo? Da, l-a pupat la cameră, da. Și eu, bravo. Mă, dar ați simțit camera, ați simțit că ești. Păi da, le am pe astea, eu sunt. De unde mă le ai tu pe astea? Mă iubește camera, așa simt. Te iubește camera? Da. Ai mai văzut camere? Da, da. Așa mari? Da, mai mari. Unde, mă? Am fost în Portugalia la un concurs. Ce concurs? De bucătari amatori. Aha. Pe care l-am... Pe internaționalul ăsta, bravo. Pe care l-am câștigat. Aaaa, asta-i mă, așa, e altceva aici, mă. Cum ai ajuns tu acolo? Prin intermediul liceului. Și zici că tu ai fost cel mai bun de acolo? Așa au spus ei. Uite, frumos răspuns. Da, tu ai mai lucrat în bucătărie? Da, am lucrat de la 12 ani. Unde ai lucrat la 12? Am lucrat într-un restaurant, într-un par de oameni din București. Ce făceai acolo? Am spălat vase. Ok. Și după... Am văzut șeful bucătar că mă uit într-una la el și că voiam lucrul ăsta și m-a luat în bucătărie să curăț legume. A 12 ani? Da, am vrut să învăț de mic, pentru că înveți mai bine când ești mic, îți prinde mai bine. Cum e la școală, cu tabla. De unde știi tu, mă, astea? La 12 ani, de unde știi tu astea? Te-au lăsat părinții așa la 12 ani? Nu prea au fost de acord. Am munceam 4 ore, de la ora 6 până la ora 10. La ora 10 noaptea? Da. Mi-am dat seama că a fost obositor și m-a omorât lucrul ăsta acum. Am fost internat, corpul meu nu mai rezistă pentru că am subit foarte mult din cauza obosirii acumulate. Dar atunci eram mic și aveam focul acesta să mă duc, să învăț cât mai mult, să mă uit la șef acela bucătar cu toate tigăile alea și ziceam, mamă, când o să pun și eu mâna pe ele? Dacă este să mergi mai departe, din ce echipă ți-ar plăcea să faci parte? Primul meu bucătar despre care am citit.
a fost un bucătar pe care o să-l aleg acum. Șef Scărlătescu. Normal că de mine s-a scris prima dată, dar nu asta e... Despre festivalul lui Descoici atunci când eram mic și mă uitam la el cum era el așa puțin. Omule, deci ai citit cărțile lui Herodot, frățică? Lui Herodot? Da, nu, da, că da. Nu le-am cu istorie. Știi, pare cumva mâncărică de cantinuț așa, știi? Florina a explicat despre rețeta. Da, știu. Și... So, hello, poor people, how are you? Yes, I don't care. My name is... It doesn't matter, nu contează cum mă cheamă, sunt bogată. Atât trebuie să știe lumea despre mine. Sunt aici să gătesc un tiramisu pe care eu îl numesc poramisu. Să vedem ce se iasă, nici eu nu știu, pentru că mâinile astea două de obicei numără bani, nu fac mâncare și... Hai să vă arăt și vouă cum se face un tiramisu făcut de bogați, pentru că nu o să fie un tiramisu simplu, e un tiramisu cu aur. Și nu poate să-l mănânci oricine. Dacă e sărac și mănânci tiramisu făcut de mine cu aur, se face rău. Trebuie să ai bani ca să îți cadă bine. Principalele mele calități, am trei. Am bani în euro, în lei și în dolari. Și cred că cele mai mari calități pe care poate să ai un om. Nu mi-a spus Costea că oamenii care nu au banii mei prin spatele meu. Lumea pentru mine este plină de săraci. E dureros să zic asta, știu, dar e plin de săraci bogați, care vor să pară bogați. Nu ca mine, eu chiar sunt bogată. Dar când te uiți în jur, toți vor să pară bogați. Și obositor să-i vezi asta când tu chiar ai bani. Și... Deci nu știu să zic. Să vină un sărac să vârdă pentru mine. Nu mai pot, mă doare mâna. Ingredientul secret la poramisu este să fie făcut de un bogat. Acum îmi lustruiesc castroanele special create pentru acest poramisu. Totul aur, vă dați seama că nu e din aur, dar nu putea să aduc alea din aur, că cine știe, mi-a dat vreun sărac pe aici și rămâneam fără și... Le port mereu cu mine. Când trebuie să mănânc în oraș, nu pot să mănânc din veselă de porțelan. Îmi place să fie totul pe opulență și lux și... Asta n-am alte cuvinte. Astea două sunt. Lux și opulență. Eu am să pun foițe de aur. Și numai asta e rețeta. În rest, e sufletul și energia contului. Am terminat. Ca să aibă gustul desăvârșit de poramisu, avem nevoie de lingurițele aurii, da? Și acum, cum zic bogații, bun apetit, au revoir, mă duc la șef. M-am uitat la emisiune așa, pe sărite. Mi-ar plăcut să particip mai mulți bogați. Atunci poate mă uitam. Dar poate să mă uit mai mult, cine știe. Poate acum, după ce o să particip și eu, o să fie mai hai totul. Hai mă, să vedem ce e aici. Hai să ghicim. E un starter. E aur. Cocktail de creveți. Eu nu. Mus de ciocolat. Eu nu. Hai, stai. Pe ce facem, pari? Cine cel mai departe? Șef Florin e cel mai aproape, că a zis ceva dulce. Deci bagă mare, bagă o sumă mare. Vorbim prin semne. Cine e cel mai departe vorbește prin semne. În limbi străine. Sau într-o limbă inventată. Da. Bine ați venit, bonsoir. Da, 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 da. Am fost cel mai aproape că e desert. Am zis că e cel mai aproape, de-aia preferatul meu. Hai să vedem că pare a fi tiramisu. Da, da, e cu aur, mă. Am pus toate foliile de aur. Sunt cel mai aproape, voi doi vorbiți și eu traduc. Bine, ok. Oare ce gust are aurul ăla? Are gust sau nu are gust aurul? Mamă, cât o opulență. Bă, da, uite mă ce linguriță avem. Băi, fii atent aici. Uite și bolul, bă. Băi. E unul care vrea cuțitul de aur. Vreau. E tiramisu, sigur? Nu, e poramisu. De ce atât de mult aur în această farfurie? Opulență. Vrea la gras în echipă 100%. Eu zgâr că poate am un inelege. De aur. Nu te cer, nebunule, stai cu minte. Asta e un tiramisu mai Dubai. Pun asta. E un, zi-mă, un shake. Vine cu o trotă așa, da, elegant, cu Rolex, cu alea, cu toate cele. De aproape. Eu zic să votăm. Să votăm. Mai un pic de cacao, nici nu zici că mănânc tiramisu. Da, da, la ce mai trebuie cacao când ai aur? Ești răutăcios, uite. Bă, eu spun după mine. Joa Heiter. A zis că te iubește foarte mult. Birger. Și el a spus că și el. No. Me oui. Bir cea cea, bir tois, bir tango italian, burda, tiramisu. A spus, ai dreptate. No. Da. Me oui. E nu știu si pe posibil. A spus, sunteți un mare actor.
Mare maestru, scuze, era... Mete le cuto... Leva. A spus ceva ce nu se poate da pe post. A, nu? Bagă cuțitul acolo. Oi, oi, oi. Și ceva? Oi, ceva? Nu se bate, da? Oi. Dar trăină fărtam tu și-a... Asta să nu dați, cu fărtam tu și-a... Hai, o ne-șez. Bă, că eram pe aproape. Hello, poor people. Wow, nu mai șocată, mai șocată decât de... Ce-am zis? De-ai tirat. Ce-am zis? Hello, poor people. Poor people? Poor people, adică săracilor. People? Salut, săracilor. Săracilor. Da, da, a, da. Da, da. Am înțeles. Da. Așa. Și am făcut o extravaganță. Dumnezeu, ce glemuroasă ești. Da, știu. Dar cum de ai venit așa printre noi muritorii? După carantina asta mi-am dat seama că trebuie să fiu un om mai bun. Dar cum erai înainte de carantină? Doar cu oameni de nivelul meu. Și care sunt oamenii de nivelul tău? Aia arată așa ca mine, se îmbracă ca și mine și... Adică da. Românii în general. Adică tu cum te îmbraci? Scump, scump. Scump? Scump, se îmbracă scump. Aparent scump, aparent scump. Adică sunt româncă până la urmă. Asta e ideea. Trebuie să pari bogat. Eu s-ar putea să fiu mai sărăcuț așa, știi? Ai ceas cu curea de plastic? Ce e ăla? Da, sărac. Pe sărăcie, da. Pe sărăcie. Sărăchie. Da, să știi că Scărlătescu e pe opulență maximă. Are și statuie, nu mai zic. Ai mâncat vreodată sare cu aur? Nu. Săracă. Nu, eu sunt pe brânză, și, pe brânză. Vezi? Și roșii. Vezi? Vezi? Cum te numești? Cum te cheamă? Rux. Și ce ai făcut în ultimile două luni? Că asta e întrebarea. Am filmat foarte mult. Ce? Tot ce reprezint eu pe internet. Și ce reprezinti tu pe internet? Lux și opulență. Tu ești pe internet? Da. Serios? Auzi, Rux, stai un pic, stai că trebuie să le exici. Trebuie să le explicăm. Dacă nu știi... Ok, am râs, am glumit. Sper că s-a prins lumea că am glumit, nu contează. Eu sunt Ruxy, sunt comediant din punctul meu de vedere, pe internet. Ei sunt mai în vârstă și nu sunt pe internet. Da, deci, mai știi pe Creața? Care a fost la mine în echipă, da, la echipă roșie. Da. Ea și cu Rux au avut la un moment dat echipă, o echipă de sketch-uri, se numea Like One, corect? Like One. Noi am filmat împreună la Lidl, la bucătar, da, fără ureche, bucătar spui? După ureche. Da. Doamne, ce uit tu chestia, lua ceva pe săptămâna. Păi nu, dar e machiată, e în personaj, eu nu o recunosc așa în personaj. Și chestia e că ea joacă acest rol, se numește, cum ai zis, Rux și opulență. Da. Rux și opulență. Ah, care... ok. Care e chestia asta cu... Hello for People este un personaj pe care l-am creat, practic satirizez societatea românească, de toți oamenii care vor să pară bogați doar prin ținute și atitudine și, de fapt, cu toții suntem niște săraci. Și e Hello, Poor cum People. Cum înțeleg eu? First of all, poor people talks only in English, so I only do English with, like, a Southeastern European accent. Cum a zis? Okay. He doesn't understand because I think he's very, very poor. Yeah. So I will talk to you and you will translate it to him. Okay. So I'm here, I wanted to show you my... golden. It's called poramisu. I call it poramisu. Poramisu. Yes, it's for poor people with money. Everything is golden, so it looks very rich. Yeah. I was you start to understand. Yes, yes. I like this. Dacă râde, mă face să râd, nu pot să mă concentrez. Gata, mă abțin. Eu mă bucur că acum îl faci să râd, acum mai devreme vrea să te bat, acum asta e bine. Că până să înțeleagă că de fapt cine ești, era lăsat. Da, deci vreau să spun, sincer, că m-ai enervat. Am văzut, eram... Deci ți-a ieșit meserie. Eu m-am controlat să nu zic păsânta, e grozovina aici să par când sunt inamicul statului. Hatereala cum e? Au fost destui care n-au înțeles la început. Și s-au atacat cumva ca și cum, uite-o pe asta, ce tupeu are, cum vine aici, ok. Ca mine. Da, ca tine. Da. A jucat-o bine, ce vrei? Cât a costat peticul ăsta de aici până aici? Mult. Sunt luate din China, deci mult. You cook a lot? No. No cook? Nu, no, no cook, no, no nothing. Cook. Me no cook, me chef. Voi, da. Married? No married. Păi, deja am bani, nu mai întreb bărbați. A zis că no married, Roxana. Deci eu bărbați doar pentru bani? Deja am bani, nu mai întreb bărbați. Să știi, Cătălin este totuși un bărbat cochet. Căruia îi place opulența. Are statuie, are și frate. Și nu glumesc, fii atent, are sare. Wow, wow. Mă, nu chiar are. Deci și fii atent că nu glumesc. L-ați face cuplu mișto. Îmi plac tinerii.
Are și statuie. Ție îți place opulența? Băi, dar ce a zis? Nu, îmi plac tinerii. Ce vânt vă aduce pe la mine? Zi simpaticule. Așa, nu mă stai un pic, să dați zi când începem. Am început, n-ai simțit? Păi nu trebuie să începi toți, Asia Express continuă! Ei, aici nu mai am de dat nici ancore, nici elefanți, nici dragon. Aici, cuțite am de dat și nu le dau eu. Băi, ia-ți două, trei cuțite, dar nu în spate, te rog. Și nu în spate, trebuie să le iei de la șefi. Deci pregătim-o, Zani. Da, sunt cel mai pregătit. Zi, Zani, ești pregătit? Sunt foarte pregătit. Ia zi câți ani ai, care este statusul tău? Sunt singur, 22 de ani, scrieți-mi pe Instagram dacă nu vă scriu eu. nu există fată din București care să nu-i fi scris Zani. Mie nu mi-a scris. Păi nu, că era frică de smile, Numele meu este Zani Dachie Hubert Edmond, toată lumea știe ca Zani, Zani Dachie. Stau în București și sunt cântăreț. De cântat știu că o faci, dar trebuie să gătești. Știe să gătească. Ce? Poate vă așteptați să zică, vai, ce bucățele. Eu am fost crescut cu mâncare de cartofi, cu orez, cu mazăre, cu fasole și pâine să treacă durerea de burtă. Nu-mi minte foame. Dar și eu să fac și foie gras și... A pus foamea pe grătar, te dragă, serios. La cămin, acolo de unde vine. Foamea l-am prins. Eu nu te-aș vedea în bucătărie, decât poate n-a să bei o bere sau eu știu ce mai vreți să nu, faci nu, pe nu, acolo. Nu, nu, nu știe, să gătească. Da? Nu, mă, serios, da. Bine, da. Sunt și mulți aici, pune și presiune. E o presiune fantastică. Băi, să câștigi! Băi, să câștigi! Să câștigi! Iată, nu, nu, nu. Dacă nu-ți dă de aici, cuțite-ți dă noi. Eu, băi, zic să nu mai punem alta presiune. Personaje la concert. Este prima oară când mă simt susținut la modul că mă simt ca în ședințele alea cu părinții. Prima oară în viață n-au venit niciodată părinții. Am fost eu la ședințele cu părinții de fiecare dată. Și acum simt, mama, au venit părinții. Și înseamnă foarte mult pentru mine că au venit aici, adică jur. Faceți loc că ies la joc să cânte lăutarii, viteză Ferrari, rari, 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 Salvatore, Ferragamo, ca milionari. Băi, haide, haide, haide! Băi, să câștigi pagina, te pupăm! Pa, băieți! Ești pregătit să gătești? Da, sunt băiatul cu mâncarea de data asta. Trebuie să pornesc altul, că m-a fript de marup să mor. Eu o să fac acum mușchi de vită cu foie gras și trufe negre și am ales preparatul ăsta super la întâmplare, adică mi-a plăcut cum arată și absolut nimic mai mult, merg pe instinct. Cum am ajuns eu la mușchi de vită cu foie gras și trufe negre? De la foame? Păi, secretul stă în ambiție, în psihie și în determinarea personajului. Am copilărit până la copilărit. Am supraviețuit. Până la 6 ani am stat într-un orfelinat în care doar treceau zilele și noi nu acumulam nimic. Din sărăcie și din necaz, eu mereu am avut o voce în cap care mi-a zis: stai cu minte, prietenaș, că este un loc pe pământ ăsta și pentru tine. Păi înainte să fac muzică, le-am făcut pe toate. Am jumuit iarba, am tuns, am făcut tatuaje, am fost la pizzerie. Am fost și operator de interviuri într-un birou, ba să crezi, am fost și acolo. Nu știu ce mi-a trecut prin cap, am văzut un story de-a lui Alex Velea, i-am dat mesaj și mi-a răspuns într-un timp destul de scurt. M-am dus la studio și am vorbit cu el, am spus că n-am nicio experiență și am spus ceea ce este real. Eu, într-un timp foarte scurt, asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător. Eu sunt foarte disciplinat, nu sunt motivat, sunt disciplinat. Alex Velea a fost cel care real m-a scos din groapă. Mi-a dat acea speranță în mine să aștept a doua zi, a treia zi, a patra zi, pentru că eu trăiam în mine fără speranță. De acum 5 luni când am intrat la studio, imediat, după câteva zile, i-am demonstrat că se poate și am scris o piesă pe care am și înregistrat-o ca cheia și am lansat-o la distanță de o lună de zile. Necunoscut de lume. Am pus în piesa asta exact ceea ce am făcut în copilărie, am fost adoptat și exact ce am bădeam cu voare și muleam buruiana. Pentru mine muzica înseamnă un refugiu, este intermediul prin care eu pot să arăt ceea ce sunt și ceea ce simt cu adevărat. Cum știu că e gata? Păi mergem pe instinct, așa cum am mers toată viața mea.
pe instinct. Am început să fac cunoștință cu bucătăria care mi era total străină atunci când am început să fac și bani. Am zis că, bă, dacă fac bani, hai să nu mai fac nici foame. Și am început să intru în bucătărie și a început să-mi placă să combin alea pe acolo, să mă simt bucătar. Am început să-mi iau ustensile mai scumpe și uite-mă aici, cu foie grau în tigaie. Hai, mai zic ceva, de la mâncare de cartofi la foie gras, eu zic să te potolești. De când m-am prietenit cu Alexelea, m-am apucat și de sală. Nu știu, cred că se vede. Dacă nu se vede, se simte când dau cu pumnul. Și mi-a făcut cunoștință și cu șef Cătălin Petrescu, un mare bucătar, care m-a luat lângă el, m-a învățat de toate. Îmi place să fac platinguri și o să începem prin a pune mușchiul de vită în farfurioară. Hau, bau, miau, trahau. Eu acum stau într-un cămin în București și sper să stau pentru încă foarte puțin timp. Abia aștept să-mi fac bucătăria mea în casa mea, cu un frigider numai pentru aia, un frigider numai pentru aia, totul proaspăt. O masă frumoasă numai pentru cuțitașii, ca în filme, nu știu. Poftă bună, dragii mei șefi, sper să vă placă și lăsând gluma la o parte, am emoții, sper să-mi dați cuțitul. Sunt emoționat, dar spre bine, adică am impresia că am o lovitură foarte puternică pe care încă n-am dat-o, la modul ăla sunt emoționat. Mamă, fii atent că vă lovesc. Sunt singurel, mă simt repel. Băi, e timpul de desert. Nu, eu cer așa. Ar fi bun un desert acum. E pe desert. Ar fi bun, bun de tot. Miroase a vanilie. Miroase a familie. Bă, un creme brulee din apă, perfect. A, da, da, ar perfect. Fi drăguț. Sau cremă de zahărăț. Miroase a trufă, parcă. Da, bună? A trufă miroase. Da, da. Așa ce n-ai. Ia uite, băi. Mușchi de vită avec le foie gras. De ce? Le mignon, nu? Altceva? Băi, ce ai crezut, mă? Ba! Asta e Obi-Wan Kenobi. Ia, mă, e Obi-Wan Dumitrescu. Dumitrescu wannabe. Nu e, mă. Ba, da, mă. Deci uite-te și tu, ți-a făcut ficatul de gâscă copy-paste. Nu e că e cu sos de soia. Ce, ce? Este copy-paste Dumitrescu. Hai, bucură-te. Bucură-te. Zic că e bine. Combinație curajoasă din punctul meu de vedere. Ce ai, mă, ce curajoasă, ce ai crescut la sinul tău? Să pui foie gras cu soia? Nu e curajos? Era. A, nu, mă, că așa, așa știi tu de foie gras, așa ai auzit. Ascultă-mă și pe mine puțin. Ce mai e curajos în ziua de astăzi, când toată lumea face orice combinație? Deci eu aici îl simt pe unul care a lucrat cu tine, care ți-a cumpărat cele trei cărți, a plătit-o și bateria în avans. E ca vinul la bun, a, care îl plătești în avans. Da, 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 da. Eu cred că ar mai fi venit cu ceva pe lângă pentru Florin, așa, un piureuș, da, ceva, un chips, piure, da, o chestie. Asta e stânjenitor, să știe, nu sunt obișnuit să mă laude. Și într-adevăr, lipsește piureul ca să fie padawan. E un singur loc în București ăsta unde eu mănânc sos de soia cu foie gras și nu strâng din nas. Tot cu vită. Da. Hai să vedem. Deci să fie cineva care, care vine de la Cătălin Petrescu, de la Cârciumă. După cum cred. Ce e gătit și așa, e, e bucătăraș. După plating, după... E bucătăraș. Bucătăraș. Nu e că sunt bucătar. Pai să bătăm. Au, au. Mă ia cu inima, stați ușor. E gustos. Bun, foarte bun. Îmi place carnea, m-am uitat și la voi, e gătită, gătită toată la perfect, fel. Perfect, da. Cu puterea minții, se seamă. Deschide-te, Sesam. Aha. Deci, puștulică. Salutare. Salut. Salut. Ce faceți? Bine. Tu? Bine. Cine ești tu? Eu sunt Zani Dachi. Zani. Zani. De unde vii, Zani? Sunt din București. Numele meu este grecesc. Și ești grec? Ai mei au fost. Eu am crescut aici. Unde aici? Unde ai crescut? Până la 6 ani am stat la un orfelinat. Ai mei m-au lăsat. S-au mutat din Grecia aici și m-au lăsat la un orfelinat. De unde am fost adoptat de o altă organizație, tot un centru de copii. De cine? SOS Satele Copilor. Mama Teo a avut grijă de mine. Eram undeva la 5-6 copii în casă. Și mama Teo, ca orice altă mamă, bănuiesc în lumea asta, copilului ca să-i dea calculator,
îi cere să facă ceva, bate covorul, smulge buruiana asta cu buruiana, nu mi-a plăcut în viața vieților mele. Am avut parte și de momente foarte bune, am învățat să colind, am învățat ce înseamnă să primești un cadou, o îmbrățișare, am învățat ce înseamnă o excursie, ce înseamnă să ai haine curate, să mergi la școală, ceea ce nu am învățat să vină mama la ședință. La ședința cu părinții mă lua așa, să transpiram. Atunci când era mic, conta pentru mine faptul că mă făceau colegii orfan. Dacă ne supăram, toți mă jigneau că n-am mamă, n-am tată și că sunt orfan. Și eu fiind mic, eram afectat de treburile astea. Acum mă amuz rău. Adică eu mă simt acum șef, capitan de vas. Mă simt de parcă am corabia mea pe care am construit-o în atâta timp. N-am avut, au râs de mie că stăteam cu cola cu napă. Și acum mă simt corabia mea, stăpân pe mine, nu mă mai dărâmă nimic. Sunt și dezavantaje că am crescut așa, că sunt foarte rece. Uneori aș vrea să mă atașez de anumite persoane, dar nu reușesc. De cât timp nu mai ești la SOS? Din sat acolo de vreo 7-8 ani și din organizația lor de vreo 4 ani, 5 ani. Adică m-am certat cu mama grav, că eram foarte curios. Mai aveam și niște frați de casă cu care nu mă înțelegeam bine și îmi făceam viața. Adică? Adică ieșeam afară, nu mai plăcea și mie de una. Stăteam cu ea mai mare, nu mai veneam acasă. N-am intrat în comă de la niște substanțe care erau o travă, nu erau ce credeam eu că sunt acele substanțe pe care le consumam din curiozitate, nu din obișnuință sau... Eu sunt foarte curios. Ok. Băi, nu e rău să ai curiozități, da? Da. Acum depinde ce fel de curiozități ai. Păi, și din ce ai trăit? M-au dat afară, am început să țin foamea, că până atunci credeam că totul mi se cuvine și eram super copil, adică cum sunt toți până se maturizează. Și atunci am început să mă maturizez. Când mi-am dat seama că nu mi se cuvine absolut nimic și am început să simt foamea, frigul, singurătate, m-am certat cu toată lumea, cu tovarăși, nu mai vorbeam și am stat singur într-un cămin de nefamiliști în Titan. Încă eram la liceu, mergeam la liceu, vedeam oameni pe stradă boschetari și chiar mă vedeam pe mine în 2 ani dacă nu fac ceva cu viața mea. Okay. Și m-am apucat de tuns. Mă tundeam singur în oglindă că n-aveam bani și mă gândeam în același timp, bă, ce fac cu viața mea? Și zic, mamă, ce bine m-am tuns, cum ar fi să ies din mine și să mă tuns singur? Și zic, asta aș putea să fac, gata, asta o simt, e gata. M-am băgat în primul curs de frizerie și am învățat să tund prin orfelinate, prin cămine de copii, dar tot fiind claustrofob și la propriu și la figurat, chiar am o problemă, nu că nu-mi place, mi-e și frică de muncă, dar din cauza asta încep munca, mă sună și văd regulile astea, limitele, și încep să transpir. La modul chiar am o problemă cu asta. Și la muncă, la frizerie, unde am crezut că îmi place și am zis că rup, gata. Și-a făcut. 5 luni am stat la primul salon și m-a dat afară. Și am plecat și am început să tund acasă și să tatuez, am strâns niște bani. Și am lansat conceptul de Human Blacksmith, fierarul care făurește omul. Și orice voi tu să-ți faci, o schimbare, tatuaje, tunzi, spuneai la mine, bam. Plângi două sfaturi de viață, plecai alt om de la mine. Și am zis, bă, m-am plictisit să stau în casă, vreau să respir, să ies afară, să interacționez cu mai mulți oameni, să fiu experiență pentru cei din jurul meu mai mult decât fac acum. Ceva gen să pot să fac, să mă exprim cum vreau. Și am zis, bă, muzică. Din greșeală, i-am dat mesaj lui Alex Velea. Din greșeală? Pe Instagram. Din greșeală, la modul că nu aveam pretenții, nici nu aveam așteptări să-mi răspundă. Cam mai scris așa la Shakira, aia mi-a răspuns. Da. Shakira? Da, m-am văzut. I-am dat mesajul lui Alex Velea și am zis, dăm putere ca să dau și-o mai departe. Am zis, bă, dacă nu pică la asta, nu mă las de viață. Ok. Cu bucătăria ce treabă ai? Și de foame am intrat și în bucătărie. De foame se nasc multe chestii. Păi și te-ai apucat să gătești pe bune undeva sau? Am luat sfaturi de la Cătălin Petrescu. Ia uzi. Da. Uite, l-am găsit imediat. Știi mâncare. Mâncarea vorbește, dacă stai să o asculti, ea zice, când o frige. Tu întorci aia pe instinct, eu așa am făcut în viață. Tot ce am făcut a fost pe instinct. Și vrei să spui că tu ai întors astea 3 fripturi așa pe instinct? Da. Păi, dar de ce ai venit la noi? Ai făcut vreun pariu cu băieții? A, este și o ambiție la modul, bă, crezi că ai putea? Mi-a zis, bă, cred că să trec mai departe pot, adică... Dacă îmi pun ambiția și studiez puțin, pot. De câștigat, doar dacă fac ultimii concurenți coronavirus și unul dintre ei mi-este fan și îmi cedează mie loc. E bună și varianta Băi, asta. Băi, dincolo de orice, ești supraviețuitor și știi tu cum să faci să ajungi acolo unde trebuie să faci. Și
dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? M-aș duce așa la cel mai glumesc, încerc să fiu. Că eu, mie îmi place să glumesc. Viața e o glumă și n-am luat niciodată în serios. Și aș merge la Scârlătescu. Normal, mă, dar se punea problema. Dar e fost tare să, da, să-l ai, știi, în echipă la Scârlătescu. Da, da, da. Când ți-e lumea mai dragă, când arde focul mai tare, unde ești, Dani? Nu, mă, să zic că... Băi, eu nu simt să curăț cartofii ăștia, tu înțelegi? Vezi că mă enervez. Vezi că transpir. Sunt competitor de fitness. Am dezvoltat o pasiune în sportul acesta. Sunt vicecampion național pe categoria mens fizic plus 182 de centimetri. În timpul liber sunt chemat la diferite evenimente unde prezint ținută pentru anumiți designeri. De cele mai multe ori ținută de plajă, să zic, sau slip de baie, sau boxeri, chestii de genul. Aldo ăsta mai mic nu-i? Toată lumea la prima vedere când mă vede, mă vede un tip masiv care... Da, merge la sală și cam atât. Și cine știe, consumă anumite suplimente. Dar uite că acest sport presupune mai mult. Pieptul de rață trebuie să ajungă undeva la temperatura de 45-50 de grade. Descoperind cu adevărat ce înseamnă nutriția, am fost nevoit să fac pasul următor. Așa am ajuns eu, Cătălin Dumitrescu, în bucătărie și am început să gătesc. Și pot spune că în prezent este și o pasiune. Îmi place să arate foarte bine mâncarea în farfurie când gătesc. Mici emoții am, ca toată lumea. Mai ales că nu e, cum zice, e prima oară când fac chestia asta. Mamă, m-a spart asta. Ești nebun. Dar sunt încrezător în mine, în forțele proprii și... Merg cu zâmbetul pe buze, știu că orice ar fi, mă va motiva pe viitor și cu siguranță voi învăța ceva și voi pune în practică pentru ceea ce va urma. Poftă bună! Merge banda, bine-mi pare, în grădină am o floare, o floare. Băi, știi ce? N-am văzut și eu de 3 zile nicio ciorbă. Asta e ciorbă. Mi-aș dori bă, foarte tare. Știi ce cred nu eu? Nu e ciorbă. Uite că sezonul ăsta mai subțire cu ciorbele. Nu știu de ce. Subțire, subțire cu mâncarea tradițională? Da. 3, 2, 1 și... Opa! Reducție de oțet balsamic. Și asta, bă, băiete. Bă, este un smiley face, bă. Eu, așa, un fel de trei ochi. Cu a, nas, e Rayman. Cu... Cine este ăsta, mă? Rayman, mă, e un personaj de joc. Prățiori, ești nebun. Hai, mă, frate, nu cred că nu știți de Rayman. Bă, ce program e Rayman ăsta? E pe PlayStation. Hai, mă, nu cred că nu știți de Rayman. N-avem, bă, PlayStation. Ce-i PlayStation? Tu ai Mac, ați PlayStation? Am, da, se joacă fimea, nu eu. Uite-l, mă, ăsta e Rayman. Uite, și e fix el. Uite, părul din avocat. Vezi, părul din avocat. Ăsta e Rayman. Deci avem piept de rață, dulceață de ceapă, niște cartofi dulce, fondant aproape făcut. Da, nu înțeleg rostul văzut, celor trei bucăți de avocado. E părul. Eu zic că rața are sateliți, da, nu știu ce să zic. Un pic am prea mult zahăr băgat în dulceața de ceapă. Ai gustat din cartofi? Din cartofi fondant, văd că are și cimbru. E gustat din el, să nu știu cum să. Am gustat. Usturoi. Da. În spatele ușilor este un artist care se ocupă de desene și de benzi desenate. Din astea face animație la Raining... Rayman ăsta, așa, face învață. Rayman, el e ăla cu mâna dreaptă, pac, îi dă cu pumnii. Da, și că uite că știi cum e. Fix asta face, dă cu pumnii. Nu, am zis-o la om. Nu știu cine. Du-te, mă, că nu știi cum e cine. Cuvântul meu, domnule. Bă, ce-i? Face așa cu mâna, când trebuie să dea tare, face... Așa trebuie să fac și eu cu... Și o trimite. Cu ciocanul. Cu ciocanul. Eu n-am înțeles personajul. Cum ai zis, bună seara. Cum ai zis, mă, că se numește personajul? Rayman. Rayman. Știi cine e Rayman? Cine e Rayman? Că m-am zicat și eu la viața mea. Serios? Vezi? Da. Dar seamănă cu Rayman, pe bune că seamănă. Dintr-o anumită perspectivă. Nu m-am inspirat de acolo. Nu, da, seamănă. A ce, e rața cu sateliți? Nici asta nu e nici asta. Cum te cheamă? Cătălin Dumitrescu, mă numesc. Cătălin Dumitrescu? Oh, da. Salut, e o combinație de între culoare. Noi doi. Da. Deci, combinația dintre noi doi rezultă asta. Fii atent. Cătălin suntem Dumitrescu? Mari, musculoși și bronzați. Ce-o ieși dintre tine și Dumitrescu și bunda? Cu ce te ocupi? În timpul orelor de muncă sunt polițist, cadru activ la ei. Polițist la ce? Serviciu Acțiuni Speciale București. Ce se spune? Poți să spui treaba asta? Ce? Dacă e mascat la muncă, nu-l vede. Dacă acolo pe față, nu cred că mă recunoaște nimeni, nu?
Ce facem mai exact noi, Serviciul de Acțiuni Speciale? Suntem băieții care bătem de cele mai multe ori la 6 dimineața la ușa oamenilor? Sau suntem chemați când situația devine mai nasoală, să zic așa, și este nevoie de sprijin? Și nu ți se pare că îți pui viața în pericol de fiecare dată când ai o acțiune? Este un pericol, într-adevăr. Jobul meu presupune un anumit risc, dar făcând chestia asta din pasiune, am știut cam de la început la ce mă ham. Și de cât timp faci treaba asta? De cât timp faci? De aproximativ 8 ani de zile lucrez. 8 ani? Câți ani? Da. 29 de ani. Sunt foarte amuzante momentele alea în care se sparg ușile greșite sau... Știi, alea sunt foarte amuzante. Știu că sunt foarte amuzante și foarte bine că ți-a dus discuția așa despre acest subiect. Serviciul Acțiuni Speciale, Mascații, sunt un serviciu de suport. Noi mergem și sprijinim pe aceia pe care ne solicită ajutorul nostru. Da. Noi mergem și dărmăm, într-adevăr, e nevoie să spargem o ușă, o spargem. Nouă ne este indicată ușa aceea. Corect. Cel care are în sarcină să indice ușa și să afle dacă aia e locația potrivită este solicitatorul, nu procurorul. Am înțeles. Dacă dânsul sau dânsa ne indică o ușă greșită, nu este vina noastră pentru că acționăm acolo. Eu vreau să te întreb o chestie. Dacă din greșeală mi intră în casă, pot să mă apăr? Adică eu parte-n parte cu tine te dovedesc oricum, da. Ia treci la bucătărie, ai pac două tigăi care face omletă mai bine. Adică eu pot să mă apăr? Eu mi-am pus întotdeauna problema asta. În momentul în care se intră în casă, nu s-ar impune să aveți o replică cu forță sau chestii de genul. Poți să-i spui, o să doară mai puțin. O să doară mai puțin? Da, dacă te supui, o să doară mai puțin. Auzi, nu intră nimeni ca să facă ceva scandal sau chestii de genul. Corect. De obicei, da, când nu te supui, atunci potrivește. E necesară impunerea forței. Păi se aplică gradual. Pregătirea în domeniul în care desfășoară activitatea în prezent este o pregătire continuă. În fiecare zi ne antrenăm pe partea tactică, pe partea de tragere, pe partea de luptă și pe partea de pregătire fizică. Tot timpul analizăm și dezbatem spețe la care au fost colegi de-ai noștri sau anumite echipe din alte țări care desfășoară aceeași activitate cu noi, pentru a putea învăța ceva din peripețiile lor. Păi, lângă partea asta cu poliția... Deci trebuie să faci asta, să ne arăți mușcă totalitate. Adică a fost așa. În timpul liber, în domeniul fitness-ului, activez. Sunt competitor de mens fizic și fitness model. Am o dietă destul de echilibrată, pot spune. Exemplu din fața dumneavoastră nu e tocmai acea dietă. Place asta de mor. Nu e tocmai... Dumneavoastră sau dumneavoastră că suntem doi sau cum? din fața dumneavoastră. Asta, da, stai că...